Salvamont Gorge a organizat miercuri un exercițiu de salvare din mediul acvatic în condiții de iarnă și temperaturi foarte scăzute. Salvatorul care a jucat rolul victimei înnecate a fost protejat de un costum termic. Condițiile au fost cele care le vedeți, puțin frig, apa foarte rece, dar datorită echipamentului pe care îl avem în dotare, credem că totul s-a desfășurat în condiții normale. Exercițiul a avut loc pe insulița de pe Jiu, chiar în dreptul podului istoric, acolo unde în trecut a fost nevoie de intervenția salvatorilor. Am simulat 3 exerciții de salvare cu situații aflate în persoane, cu persoane surprinse pe suprafețe acvatice, la suprafață, surprinse în gheață sau sub calota de gheață. Am încercat să intervenim cât mai repede pentru că temperaturile sunt foarte scăzute, iar șansele de supraviețuire ale victimelor depind de intervenția foarte rapidă. Cornoiu a precizat că a folosit echipamente unice în România care ar trebui utilizate și de alte servicii de salvare din țară. Sunt echipamente de cea mai bună calitate. Am folosit 2 echipamente unice în România, lansatorul de coardă și acea placă de intervenție în torente și pe suprafețe de gheață. Să sperăm că după acest exercițiu vom face procedurile necesare și vom reuși să implementăm aceste exerciții de salvare sau aceste sisteme de salvare la nivelul tuturor structurilor de salvare montană din România. La final, salvatorii și-au dorit totuși să nu fie nevoie prea curând de intervenții de acest tip.